Frica de păianjen este una dintre cele mai comune fobii și cum să stai liniștit când artropodele pot să apară în cele mai neașteptate locuri, începând cu balconul și terminând cu patul. Acest episod nu e pentru cei slabi de inimă. Veți vedea cazuri cu păianjen pe care mai bine să nu le priviți singuri. Așa că puneți un like și să începem! Acum vă voi arăta un Kinder Surprise din lumea păianjenilor. Un locuitor al unui oraș australian a găsit în grădina sa iată așa formațiune ciudată. Era ori un ou, ori un pachet de ceai. Le-ar fi deschis și singur, dar când a văzut că înăuntru este ceva, i-a dispărut imediat dorința să facă asta. Și după cum s-a aflat apoi, bine că n-a făcut-o. El a dus acest pachetel într-un centru local, unde experții, atent, cu ajutorul pensetelor speciale, l-au deschis. Ce era înăuntru? Zeci de păianjeni mici. Cel mai groaznic, după cum au zis experții, e că în astfel de pachetele pot să se numere până la sute de păianjeni. Ne bucură doar faptul că se pare că abia au apărut pe lume, ceea ce înseamnă că nu sunt periculoși pentru restul. Oricum, n-aș fi riscat să deschid așa ceva singur. Iată cine a fost mai puțin norocos, tipul din acest video. În acest caz, creatura cu 8 picioare s-a dovedit a fi fix în casa lui. Da, era mai mică, dar asta nu schimbă totul. Cum ați proceda voi dacă ați găsi acasă un astfel de păianjen? L-ați fi scos afară cu propriile mâini sau ați fi pus în acțiune alt plan? Scrieți-ne în comentarii! Știți momentele acelea când câinii își roagă stăpânii să termine cu aspiratorul? Că e enervant, deranjant. Păi iată și acest păianjen face la fel. Când de casa lui s-a apropiat aspiratorul zgomotos, el se aruncă asupra lui de parcă a nebunit. Oamenilor le era amuzant, dar mie pur și simplu îmi era milă de el, căci bietul păianjen voia doar liniște. Boc, 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 este cineva acasă? A întrebat păianjenul, atârnând peste camera de supraveghere de lângă ușă. Cel mai probabil că nu era o cameră de supraveghere, ci un dispozitiv unit la sonerie. De obicei, aștept să-i vezi acolo pe cei mai buni prieteni, pe curierul cu mâncare delicioasă, vreun colet, dar nu un păianjen neplăcut, care pare că vrea să pătrundă în casă și să te muște. Eu n-aș ieși din casă minim o zi. Aș aștepta să se tărască undeva mai departe de acea cameră. Că cine știe, poate e vreo ambuscadă. În mașină, deseori intră multe insecte. De obicei pot fi niște musculițe sau țânțari, mai ales când veniți de la casa de vară. Nu atragem atenția la asta și corect facem. Dar dacă am fi în Australia, ar fi trebuit să ne schimbăm obiceiurile. Acolo, în loc de țânțarii obișnuiți, în mașină poate să intre un păianjen. O fată pe nume Bianca a mers 15 minute în mașină fix lângă un prietenaș micuț. Ea l-a observat din întâmplare. Primul gând: trebuie să mă opresc. Așa ar fi făcut majoritatea șoferilor. Important e în astfel de cazuri să nu intri în panică, să oprești pe o bandă de urgență, să folosești luminile de avarie și abia apoi ieși și să te gândești ce să faci mai departe. Dar nu și Bianca. Ea nu a inventat nimic mai bun decât să conducă în continuare. Astfel a ajuns acasă, a parcat în față, a mers după mătură și a fost gata. După asta era gata și fizic și moral pentru lupta cu bossul, dar el nu mai era acolo. Ce ați fi făcut dacă ați fi întâlnit pe stradă astfel de păianjeni? Cred că doar cei mai curajoși l-ar fi atins. Bărbatul din acest video însă a mers mai departe. El a decis să-l mângâie. Da, ca pe un câine. Și știți, se pare că a funcționat. El nu s-a aruncat asupra lui și n-a fugit. Poate chiar i-a plăcut experiența. Voiam să zic să luați exemplu. Dar nu, nu trebuie să riscați. Poate că păianjenul va fi agresiv sau otrăvitor. Așa ceva poate să se termine trist. Câți sunt aici? Ați numărat? O persoană cu vedere proastă poate să zică că în acest video e doar un singur păianjen gigantic. Și cât de straniu n-ar suna, ar fi fost grozav să fie așa. De fapt, aici sunt zeci sau chiar sute de micuți care s-au ascuns pe spatele celui mai mare. Nu știu, poate este un proces natural de creștere. Oricum n-ar fi, arată creepy.
Să faci temele pentru acasă nu e cea mai plăcută ocupație, mai ales când încă înveți la școală. Mereu vrei să găsești vreo scuză, un motiv pentru care vei fi eliberat de această povară. Se pare că am găsit noi ceva pe internet. Iată, dacă persoana din video îi va arăta profesorului său acest video, el sigur nu va îndrăzni să-i plesnească un 2 în catalog. Ați văzut ce păianjen un enorm se ascundea printre caiete? Cum în general a ajuns acolo? Aragog, tu ești! Puneți un like dacă și voi știți cine e Aragog. Pentru cei care însă nu se cunosc cu lumea lui Harry Potter, vă explic rapid. Aragog este un păianjen otrăvitor pe care unul dintre personaje, Hagrid, l-a crescut în secret de restul. În film a ajuns la mărimea unui elefant, dar din fericire în viață s-a dovedit a fi mult mai mic. Femeia a găsit un păianjen mare în casa sa, în partea cealaltă a ferestrei. După cuvintele ei, așa creatură mare îi vizitează pentru prima oară. Interesant, oare era un păianjen otrăvitor? Wow, ce drăgălășenie se tărăște pe această domnișoară! El s-a urcat cu grijă de pe obraz pe frunte, apoi a mers mai departe pe cealaltă parte a feței. De acolo a sărit pe mână și s-a dus să-și facă treburile. Dacă lăsăm glumele la o parte, trebuie să știți una. Fata din video pentru prima oară a întâlnit acest artropod. Ce dacă ar fi fost otrăvitor sau agresiv? Cât de încrezut în tine trebuie să fii sau în faptul că nu e venenos, ca să-i permiți să facă așa ceva? Groaznic! Răzbunarea a fost dulce, cred că am găsit continuarea poveștii cu aspiratorul. Oamenii râdeau de păianjen, nu îl lăsau să-și facă treburile în liniște, dar la un moment acesta a venit să se răzbune. El a ajuns pe pat și a ocupat teritoriul și amuzant e că nimeni nu putea face nimic cu asta, chiar și bărbatul matur care filma videoul se temea să se apropie de păianjen. Interesant, cum au scăpat de el după? Deși judecând după alte videouri, artropodele nu sunt mereu agresive față de oameni sau alte animale. Aici, de exemplu, din contra, părea că păianjenul trebuie protejat, nu femeia care l-a găsit, dar desigur că a venit în casa ei și trebuie să fim de partea ei. Dar ea l-a sărutat, el ba se mișcă într-o parte, ba în alta, parcă vrea doar să fie lăsat în pace. Dar din altă parte, cum să îi înveți să nu mai pătrundă pe teritorii străine? Pare a fi o metodă destul de inofensivă. Mulți consideră că păianjenii nu au alte interese decât să producă urmași și să țese pânze. Dar cine știe, poate că totul e mult mai interesant. Doar trebuie să fie o explicație de ce acest micuț îl tot alunga pe tipul care filma din toaletă. Poate și el trebuia să o folosească, sau trebuia să-și ia vreo comoară ascunsă. Cuibul de păianjen. Nici nu știu ce e mai groaznic, să fii atacat de un păianjen pe stradă sau să găsești acasă la tine un cuib întreg de păianjeni. Problema e că nu e atât de ușor să scapi de el, cum poate părea la prima vedere. Nu, acolo nu doar micuții se ascund. Ați văzut ce mamă gigant s-a arătat pentru o secundă? După așa ceva aș fi chemat salvatorii, să se lămurească ei cu dânsa. Îmi pare că încă puțin și așa armată de păianjeni ar fi luat cu asalt întreaga casă. Putem pune videoul pe pauză și să numărăm câți păianjeni au sărit de pe spatele mamei lor, dar și fără careva calcule sunt sigur că sunt mai mulți decât state în America. Dacă printre voi există cineva cu răbdare și dorință, scrieți-ne în comentarii câți păianjeni sunt în acest video. Ghiciți unde a avut loc următoarea întâlnire incredibilă! O minune, aveți dreptate, desigur că în Australia. O doamnă din Darwin era îngrozită când a găsit pe fundul piscinei sale vreo 20 de misulena. Sunt un fel de păianjeni otrăvitori. Unii indivizi deja plecaseră pe cealaltă lume, dar câțiva încă se tărau pe fundul piscinei și căutau ceva. După cum a povestit doamna mai târziu, în regiunea lor, din cauza temperaturii înalte, mulți reprezentanți ai acestei specii apar în curțile din spate sau în casele localnicilor. Având în vedere asta, a avut un mare noroc că nimeni n-a ajuns în casa ei. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, vouă vă este frică de păianjeni? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!